Bună seara și bun găsit la știrile Accent TV. Iată care sunt principalele evenimente ale zilei. Asistentă medicală din Gorj reținută pentru eliberarea de certificate verzi false. Concentratoare și măști de oxigen donate pentru pacienții cu COVID din spitalul din Târgu Jiu. Se cunosc semifinalistele Cupei Județene. O asistentă care lucra la un cabinet medical de familie din Ionești-Gorj este cercetată penal după ce ar fi eliberat mai multe certificate verzi false. Femeia este acuzată și de luare de mită. Potrivit procurorilor parchetului de pe lângă tribunalul Gorj, femeia primea între 500 și 1500 de lei de la fiecare pacient pentru a elibera certificate false de vaccinare împotriva COVID-19. Asistenta, în vârstă de 52 de ani, strânsese o avere considerabilă. Anchetatorii au făcut o percheziție la cabinetul medical, dar și acasă la femeie, unde au găsit 130.000 de lei. În perioada 20 septembrie-12 octombrie 2021, acuzata a introdus în evidența informatizată datele pentru mai multe persoane și a emis în fals adeverințe de vaccinare. De asemenea, a pretins și primit cu titlul de mită în incinta cabinetului medical sume de bani pentru a emite în fals adeverințe de vaccinare fără a administra dozele de vaccin anti-COVID-19. Procurorul a dispus reținerea preventivă a suspectei pentru 24 de ore. Ancheta continuă pentru tragerea la răspundere a tuturor persoanelor vinovate de săvârșirea de infracțiuni. Trei percheziții au fost efectuate în orașul Rovinar, la locuințele unor gorjeni bănuiți de trafic de persoane, proxenetism și abuz de încredere. Un suspect a ajuns în arest. Potrivit anchetatorilor, un rovinărean ar fi recrutat o tânără de 22 de ani din Comuna Bărbătești în vederea exploatării sexuale în Austria. Modalitatea de racolare folosită de bărbat pentru a-și atrage victima a fost metoda lover boy. Fata a căzut în capcana proxenetului, ajungând să se prostitueze și să-i trimită acestuia constant bani. Cu ocazia cercetărilor au mai fost identificate și alte tinere racolate de același bărbat prin aceeași metodă. Tânărul a fost plasat sub control judiciar. Polițiști din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Gorj, împreună cu un procuror din cadrul DIICOT, Biroul Teritorial Gorj, au efectuat trei percheziții domiciliare în orașul Rovinari într-un dosar penal de trafic de persoane, proxenetism și abuz de încredere. Din cercetările efectuate a ieșit faptul că la sfârșitul anului 2019, un bărbat de 25 de ani din orașul Rovinari, prin metoda lover boy, ar fi recrutat o tânără de 22 de ani din Comuna Bărbătești în vederea exploatării sexuale în Austria. De asemenea, prin promisiuni de căsătorie, ar fi determinat-o pe aceasta să-i remită în mod direct și să-i transfere prin serviciile de transfer monetar sume de bani rezultate din practicarea prostituției. În urma activităților desfășurate în dosarul penal au mai fost identificate și alte tinere racolate de bărbat prin aceeași metodă. La percheziție au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor 3 telefoane mobile și 4 grame substanțe pulverulentă de culoare albă. De asemenea, au fost puse în aplicare 3 mandate de aducere, iar în urma audierii bărbatului bănuit de săvârșirea faptelor, procurorul de caz a dispus față de acesta măsura controlului judiciar pentru 60 de zile. Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj și a jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarm Județean Gorj. Polițiștii gorjeni au prins în flagrant un bărbat în vârstă de 30 de ani din Mehedinți, care a furat 10 de metri de cablu electric chiar de la firma la care era angajat. Potrivit IPJ Gorj, mehedințeanul a fost depistat în trafic pe un drum din orașul Turceni. Acesta avea pe bancheta din spate a mașinii cantitatea de aproximativ 20 de metri de cablu electric. Unul a fost recuperat și restituit societății prejudiciate. La data de 10 noiembrie anul curent, polițiști din cadrul poliției orașului Turceni au depistat în flagrant un tânăr de 30 de ani din orașul Strehaia, județul Mehedinți, în timp ce conducea un autotrans pe un drum de acces către o societate comercială cu punctul de lucru în orașul Turceni, iar cu ocazia verificărilor efectuate, polițiștii au identificat pe bancheta din spate a vehiculului cantitatea de 22 metri cablu electric cu miez de cupru. Din cercetările efectuate de polițiști are și faptul că tânărul, angajat al societății comerciale, ar fi sustras cablul electric din perimetrul societății. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt. Minerii și energeticienii din cadrul complexului energetic Oltenia au pichetat astăzi sediul prefecturii Gorj. Circa 100 de angajați din cadrul companiei au fost prezenți între orele 16 și 17:30 în centrul municipiului Târgu Jiu.
Minerii și energeticienii cer modificarea legii 197 din 2021, care reduce cu 13 ani vârsta de pensionare la nivelul complexului energetic Oltenia. Modificarea legii este susținută de Federația Națională a Sindicatelor din Electricitate Univers, Federația Națională Mine Energie, Federația Energetică și Federația Sindicatelor Libere și Independente Petrol Energie. Proteste sunt programate și săptămâna viitoare. Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu a primit ieri 2 concentratoare de oxigen și 50 de măști de oxigen. Acestea au fost donate de Superbet și Ianco. Managerul SJU Târgu Jiu, Dumitru Vienescu, a ținut să le mulțumească celor 2 companii pentru aceste echipamente atât de necesare în tratarea pacienților care ajung în spital cu forme grave de COVID-19. Importanța oxigenului în unitățile spitalicești este foarte mare, mai ales în această perioadă grea. Avem mulți bolnavi de COVID-19 care au nevoie de oxigen. Vreau să mulțumesc donatorilor de la Superbet și Inaco pentru concentratoarele și măștile de oxigen pe care ni le-au adus, a spus managerul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu. Astfel de concentratoare achiziționate din Danemarca, Germania și Franța, la inițiativa grupului Superbet și a Inaco, au fost distribuite de voluntarii Superbet în 67 de unități medicale din țară. Pesta porcină africană continuă să se răspândească în județul Gorj. În prezent sunt active 9 focare. Localitățile afectate sunt Roșia de Amaradia, Slivileș, Bâlten, Târgu Jiu și Turcinești. Ultimul focar a fost confirmat în Turcinești după ce angajații DSVS au depistat 2 porci morți pe malul Jiului. În urma analizelor efectuate, ambele animale erau infectate cu virusul pestei porcine. În Roșia de Amaradia avem 5 focare, în Slivileș un focar, la Bâlten un focar, Târgu Jiu un focar și Turcinești un focar. Ultimele focare au apărut în localitatea Târgu Jiu și în Turcinești. În Turcinești, printr-un apel telefonic, am fost sesizați despre faptul că există 2 suine moarte aruncate într-o zonă pe malul Jiului, într-o zonă zăvoi numită. Ne-am deplasat la fața locului, într-adevăr au fost descoperite 2 suine în jur de 50-80 de kilograme, care erau și într-o stare de putrefacție. Începute, cadavrele erau începute de animalele sălbatice din zonă. Am recoltat probe și s-a depistat virusul pestei porcine africane. În continuare se fac cercetări să vedem dacă reușim să găsim proprietarul acestor porci. Focarul de la Târgu Jiu a fost depistat în gospodăria unei familii de etnie romă. În cauză au fost dispuse măsurile specifice combaterii bolii. Este vorba acolo despre 2 porci. Este la o familie de romi. Acestea, din primele verificări, am concluzionat că acesta ar fi cumpărat aceste suine de la persoane necunoscute din țară, nu a putut să ne precizeze de unde exact. S-au luat măsurile specifice legislației până îngropare și dezinfecția locului. La nivelul țării, în prezent, sunt active 563 de focare de pestă porcină africană. Vești proaste pentru conducerea complexului energetic Oltenia legat de certificatele de CO2. Prețul acestora a trecut din nou de 60 de euro și perspectivele nu sunt deloc bune. În momentul de față, compania continuă să cumpere certificate, însă ritmul nu este deloc satisfăcător. Va fi nevoie de câteva sute de milioane de euro pentru a achita toate certificatele de CO2 aferente producției din acest an. Este nevoie de un nou ajutor financiar de stat pentru a plăti taxa de poluare până în primăvara anului viitor. Au reușit să obțină finanțarea europeană pentru a trece mai ușor peste pandemie. Este vorba despre autoritățile locale din comuna Gorjană-Bustuchin, care vor implementa un proiect de 2.500.000 de lei. Ion Ciocea, primarul comunei, spune că această sumă de bani va ajunge la cele 10 unități de învățământ din Bustuchin pentru achiziția de materiale dezinfectante, dar și pentru alte măsuri impuse de pandemie. Anul trecut s-a depus un proiect pe dotarea 10 unități de învățământ din comuna Bustuchin privind dispozitivele medicale care trebuie să le putem achiziționa cu fonduri europene pe COVID. Sunt 10 unități de învățământ, unde vor beneficia de acest proiect. Proiectul a trecut la Ministerul Fondurilor Europene, a luat maximul de puncte, în schimb acum adinităm în perioada de contractare. Proiectul a fost depus de autoritățile locale încă de anul trecut, iar în urmă cu câteva zile a fost aprobat, urmând implementarea lui.
Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege prin care TVA-ul pentru lemnele de foc scade de la 19 la 5%. Peste 45% din gospodăriile românești vor beneficia de această micșorare. Prin reducerea taxei pe valoare adăugată a lemnului de foc necesar încălzirii locuințelor, se dorește asigurarea creșterii nivelului de trai prin reducerea cheltuielilor cu utilitățile în gospodării și protejarea populației care cumpără lemn de foc la prețul mare la care se comercializează în prezent. Am votat legea care TVA-ul pentru lemnul de foc de la 19 la 5%. Aceasta este încă o măsură de sprijin a guvernului, pe lângă plafonarea prețurilor la energie electrică și la gaz, care este în vigoare de la 1 noiembrie și va ține până la 31 martie. Măsura este luată pentru că mare parte a populației se încălzește cu lemne de foc, iar aceasta va veni în sprijinul tuturor românilor pentru a-i ajuta să treacă iarna cu bine. Populația își va recupera contravaloarea TVA-ului achitat fie prin bani, fie prin compensarea impozitelor pe proprietăți sau autoturisme. În plus, această măsură va elimina concurența neloială și va combate fenomenul tăierilor ilegale, întrucât pentru a recupera TVA-ul, avizul este oprit de persoana fizică și predat la ANAF. În acest caz, nu se vor mai putea realiza mai multe transporturi cu același aviz. Cabanierii din Rânca se pregătesc de iarnă și așteaptă ninsori consistente după data de 18 noiembrie. Veștile primite de la meteorologi i-au bucurat pe proprietarii de pensiuni și de hoteluri din stațiune. Ar putea debuta weekendurile cu turiști, chiar dacă va fi nevoie de o cantitate foarte mare de zăpadă și pentru pârtii. Și drumarii continuă să aprovizioneze bazele de intervenție din tot județul cu material antiderapant. Cele mai multe utilaje vor fi mobilizate, ca în fiecare an, în zona montană Rânca. Indiferent de cât de dificile au fost condițiile meteorologice, turiștii au urcat în număr mare în stațiune atunci când a fost și zăpadă. Patru echipe au mai rămas în Cupa României, faza județeană, după ziua de miercuri. Ieri au avut loc partidele din sferturile de finală ale competiției fotbalistice. Trei jocuri au stat sub semnul echilibrului. La Dragoteș, Petrolul Stoina s-a impus în fața Unirii cu 3-2. Jiul Rovinar a câștigat la rândul în deplasarea de la Negomir, scor 1-2. Iar CSO Turceni s-a impus la limită cu Petrolul Bustuchin, 1-0. Cel mai categoric succes din faza sferturilor a fost obținut de Internațional Bălești, care a câștigat fără emoții duelul cu AS Minerul 2 Bătăsari, scor 4-1. Programul semifinalelor va fi stabilit la sediul AJF Gorj. Naționala de fotbal a României este față în față cu un nou examen. Tricolorii lui Mirel Rădoi trebuie să treacă de Islanda pentru a fi mai aproape de barajul pentru Cupa Mondială din 2022. Nordicii ne-au eliminat din drumul spre european tot la baraj anul trecut, dar selecționerul României spune că va fi o confruntare diferită decât cea disputată la Reykjavik. Starea de spirit era mult mai încărcată atunci. Acum, fiind vorba de un meci decisiv, oarecum printr-un semi-eșec, să-l numesc așa, mai avem totuși o partidă. Ne pot ajuta și rezultatele directe. Ăla a fost un meci decisiv în care nu ne putea ajuta absolut nimeni. Cred că în momentul de față echipa arată o mult mai mare determinare. Am câștigat lucruri ca spirit de echipă, spirit de sacrificiu și astea sunt lucruri care contează, care s-au văzut în ultimele partide și care de acum încolo, indiferent de adversar, trebuie să le păstrăm. Meciul se va juca fără spectatori, o situație anormală care le dezavantajează pe gazde, a declarat tehnicianul Mehedințean. De foarte multe ori am preferat să nu vorbesc despre lucrurile astea, despre politică în general, despre toate măsurile astea care se ia, dar mi se pare ceva incredibil, adică ne vaccinăm ca să putem să mergem la mall într-un spațiu închis și nu suntem primiți pe stadioane într-un spațiu deschis. Cred că în momentul de față, îmi cer scuze că fac paranteza asta, cred că cea mai bună campanie pentru vaccinare era ca oamenii să vină la acest meci. Postcapitan al Pandurilor, acum lider al naționalei, Vlad Chiriche, spune că România are 50% șanse să se califice la Mondialul din Qatar dacă ajunge la baraj. Totuși, jucătorul lui Sassuolo își îndeamnă colegii să se concentreze pentru a câștiga meciurile cu Islanda și Liechtenstein. Cred că cel mai important este să ne gândim la aceste două jocuri, să le câștigăm. Să fim siguri de calificare la baraj și apoi putem să ne gândim ce adversari vom avea și procentajul pe care putem să-l avem la calificare. Dar cred că dacă vom ajunge acolo, vor fi șanse 50-50. România-Islanda se joacă în această seară de la ora 21:45. Știrile Accent TV au ajuns la final. Eu sunt Loredana Sava și vă mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă!